cum se cușie. Dar televizor se dorește ușor, să cât e mai greu. Dar am să încerc, îmi iau profesor și-mi va fi debutul răsunător. Am prieten bun, un contrabasist, un trombon, un pian și un trompetist. Ia toboșarul, bate ritmul voios, ce frumoasă-i muzica azi, așa. Am descoperit marele secret, un secret muzical, un scurt alfabet. Orice melodii s-au născut să știi, din do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Vreau să câștige la televizor, să dorește ușor, să cânt e mai greu. Dar am să încerc, îmi iau profesor și început-o, re, mi, fa, sol, la, si, do. Revin în studiourile televiziunii române cu mult drag, cu multă emoție, cu o nespusă bucurie, readucându-mi aminte de începuturile carierei mele. O copilă la 14 ani, era în anul 1960, când am apărut la televiziune în uniforma de școală, fustă blămarent plisată, bluza albă, cu melodia pe care a compus-o și mi-a încredințat-o minunatul nostru compozitor George Grigoriu. Melodia se numea Soarele îndrăgostit de Mamaia și ea mi-a fost de bun augur, la fel ca și această cunoscută melodie Vreau să cânt și eu la televizor, imprimată cu jumătate de ani în urmă. Îmi reamintesc de oameni deosebiți, extrem de importanți, nu numai pentru mine, dar pentru întreaga televiziune română, Tudor Vornicu și Ileana Pop, pentru început, alături de regizorul Valeriu Lazarov, oameni de o conștiință profesională și oameni cu suflet și cu mult drag de profesie, oameni cu capacitate extraordinară.